Cum te cheamă? Mircea Chiroșcă Saur. Și cum îți zice ție acasă? Mircică? Câți ani ai? 5. Oh, Doamne. Mamă. Mircică, ai frați, surori? Nu. De ce n-ai? Păi, m-a născut pe mine deja și nu mai naște. Nu mai naște, mă. E... Ce fac părinții tăi? Păi, bine. E greu, bă, e greu, viața e. Fii atent, o întrebare foarte grea. Cu ce se ocupă tatăl tău? Facem mormântări. Facem mormântări. Excelent, excelent. Și mami cu ce se ocupă? Lucrează la ambulanță. Aici e. Mami îl ajută pe tati. E o colaborare strânsă acolo. Sunt mână-n mână. Asta e o afacere de familie. Acum e, se acum explică. Acum e clar. Mircea, ce faci tu într-o zi normală? Te trezești și... Mănânc. Da, ce mănânci? Pește prăjit. Bun! Băi! Nu, răspunsurile astea nu o să le mai auzi niciodată. Și după ce mănânci pește la prăjit, ce faci într-o zi normală? Mă joc. Și la prânz ce faci? Ce mănânci? Ciorbă? Lapte cu cereale. La prânz. Normal! Normal, mă! Băi, e prost. Acum mă gândesc, era logic. Bravo! Și după masa mai dormi? Și seara mănânci ceai cu unt și gem? Sau ce mănânci seara? Seara? Da. Aproape nimic. Bravo, mă! Băi, e incredibil. Deci, nu, n-aveam niciun răspuns de ăsta, e clar. Și nici voi, n-aveați răspunsul la asta. Păi, normal. Ești foarte simpatic, să știi. E o inspirație, Mirciulică. Mai am o singură curiozitate. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Spider-Man. Oh, Doamne. Era de înțeles. S-a stabilit. Omul ăsta e de gol de bază. Era de înțeles, mă. E prea tare. Te-a lăsat mască, nu? Și ce o să faci acum? Păi, o să cânt magician. Bravo. Hai să le-l auzim, da? Succes! Eu sunt magician de la Abracadabra. Poți tu să aduci luna aproape, cât să încapă într-un măr, cu pești ce trăiesc în ape. Poți să vorbești într-adevăr cu covănicul din poveste. Poți crești toți câte drum ai. Spune, poți? Cum își dă cu aia peste pălărie, mai genial. Eu sunt magician. Oftează când cântă, mă, asta e genial. Pe durata cântă cu el oftează. Poți tu cu o motocicletă să navighezi într-un leghean. Spune, poți, poți? Eu pot, eu sunt magician. Eu pot, eu sunt magician. Eu pot, eu sunt magician. Mai sus microfonul! Lasă-l! Poate acestea și mai multe stai în puterea mea. Cine nu crede să mă ascultă, de aceea sunt magician. Eu sunt marele magician. Eu sunt marele magician. Când te faci mare, sigur o să te poți face cântăreț, magician sau actor. Așa că ai de unde să alegi.
Ia, ridică microfonul. Nu, sus, 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 așa, ridică mâna cu microfonul. Bun. Și acum cu steaua? Nu, ridică stai, mâna cu steaua. Bagheta, bagheta, da. Așa. Microfon? Stea? Nu că acum știe, dar doar atunci. Amândouă jos? Microfon! Mircea, hai să votăm. Mircea, tu ce-ți dorești? Ce-ți dorești tu mai mult și mai mult? Îmi place să iubesc pe părinții mei. Bine să plâng. Din partea mea e un da. I-am dat daul, Dragoș. Da. Iertați-mi. Răspunsul meu este da. S-a emoționat, Andra, mă, normal. M-am emoționat și eu. Sigur că da. Și răspunsul meu este tot da. Mircea, răspunsul meu este tot da și habar n-ai că tu de fapt tocmai le-ai dat un golden buzz părinților tăi cu ce ai zis adineori pe scenă. Bravo! Ne vedem în următoarea etapă! Bravo! Saul este copilul magic al României Au Talent. Cel care știe pe de rost povestea lui om frumos și trăiește basmul așa cum respiră. Bine, le mai și înflorește. În realitate, mama lui nu lucrează la ambulanță, ci este secretară, iar tatăl lui este 100% preot. Oricum, Saul, cu bagheta lui magică, poate să-i transforme în ce vrea el. Nu te speria de el, poți să te duci.